Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Zidana Uzacuna, bună seara la toată lumea. Vă salut, dragii mei prieteni, vreau să nu vă țin mult. Poate astăzi este sâmbătă, aveți sărbătoare, dar eu vreau să vă arăt ceva foarte interesant, foarte interesant pentru toată lumea de la țară. Dragii mei prieteni, astăzi vreau, deja suntem aproape 200, bună seara. Astăzi vreau să vă fac așa cu voi un ceai. Uitați-vă ce ceai minunat vă fac eu. Un ceai pentru problemele cu ficatul. Deci este o minune, este un elixir foarte bun. Ia uitați-vă, da? Care într-adevăr ajută scoate toată infecția de la ficat. Sau câteodată mai sunt probleme că pe noi ne doare și ficatul. Sau ne este greață, sau avem vomă, sau chiar foarte tare ne balonăm. Indiferent, mâncăm noi ceva sau chiar este proaspăt sau ne este foarte foame și noi mâncăm repede și noi foarte tare ne balonăm. Astăzi vreau să o fac cunoștință repede, nu mai mult de 10 minute, vă promit. Vreau să fac un ceai, un elixir foarte bun pentru balonări, pentru ficatul gras, chiar pentru persoanele care au problemele cu ficatul. Diferit că ai tu hepatita A, B sau C. Acest ceai poți să-l bei în fiecare zi, el nu are cum să-ți facă rău, că el iese din frunze de păpădie și iese din flori de coada șoarecelui. Toată lumea le cunoaște. Sunt două plante care ele se combină foarte bine pentru ficat, mai ales pentru persoane chiar dacă și ai cancer la ficat. Eu vă rog să-mi distribuiți live-ul în grupul Vață Găti cu noi și cât mai departe. Așa. Ia uitați-vă, da? Deci hai să vă arăt cum eu fac acest elixir minunat și ce-mi trebuie mie pentru această minunăție. Eu vorbesc de oameni maturi. După 16 ani poți bea acest ceai. El e la gust ca un ceai de mușețel. El la gust e ca un ceai de minte rece. N-are cum să-ți facă rău, nici ca cum. Dar el este foarte bun. Foarte multă lume suferă cu ficatul. Foarte lumea are probleme cu ficatul, deseori se mai întâmplă că avem nevoie chiar și de transplant de ficat. Așa, un jumate de litru de apă, mie să-mi trebuiască păpădia. Cunoașteți toată lumea care sunt frunzele de păpădie. Ele, în Europa, se vând și în magazin în formă de salat. Dar frunzele de păpădie, dacă chiar tu ai ciroză la ficat sau dacă tu ai metastaze sau cancer, frunzele de păpădie se mănâncă crude, cu ulei de măsline. Chiar sunt indicate de medici, ele sunt foarte bune. Chiar dacă tu ai flori de păpădie, cu siguranță sunt bune, fiindcă ele are flavonoidă. Dar ele sunt și frunzele de păpădie, ele sunt amare. Foarte multă lume le mănâncă, le consumă în formă de salate, cu usturoi, sare, ulei de măsline, miez de nucă, chiar sau alte. Deci, legume sau fructe, dar frunzele de păpădii este pe primul loc pentru cancer, este pe primul loc pentru ficat, chiar dacă tu ai cancer la colon. Așa, din ele poți să le scoți și rădăcina de păpădii, rădăcina de păpădii, care eu am făcut-o pe canalul meu de YouTube, în țuică. Este formidabil de bună, chiar cu 3-4 picături pe zi într-un pahar de apă. Dar ea este bună și amestecată cu mărul adamului. Eu am aici o tinctură de mărul adamului cu păpădii. La fel pentru cancer. Știți că este bun și pentru ficat. Deseori noi mâncăm, de exemplu, am fost la o zi de naștere, la o cumătrie, la o nuntă sau la o vecină și ne-am balonat foarte tare. Ne-am umflat, deci, la burtă. Și avem o burtă ca un greier, așa și spunem noi, da? Și facem noi, în primul rând, un litru de apă. Îl punem la fiert, ca el să fiarbă și dăm drumul, deci, la un, hai să zicem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15. Deci, la o floare de păpădie, la mine are 12 frunze, în felul următor. Ea mai este numită în Europa rucula și în Republica Moldova tot, dar ea este păpădie curată, este foarte bună. Așa, o adăugăm
în 500 de ml de apă sau chiar un litru de apă, că este bun. Și mai adăugăm două flori de coada șoarecelui. Da, coada șoarecelui, chiar și frunzele, chiar și florile sunt foarte bune pentru ficat. Ele se vând și în formă uscată. Medicii le recomandă în capsule dacă noi nu le găsim, fiindcă ele sunt farmați făcut după tehnologie modernă întărită de sistemul sănătății și este vândut în pulbere în capsulă pentru persoanele care suferă cu ficatul. Ea este foarte bună, dar cea mai simplă metodă, cu siguranță, voi strânge singuric sau o cumpărați din farmacie unde se vând plante. Ea este bună și în formă verde, ea este bună și în formă uscată. Două frunze de coada șoarcelui, în felul următor. Ia uitați-o, da? Le-am spălat înainte de asta cu apă rece. Le las înceapă să fiarbă și adaug și o filioară de lămâi. Lămâia la fel, le scoate toxinele din organism, ea ajută la digestie, ea ajută la problemele cu ficatul, deci formidabil. Încă o dată, repet, pentru cine au intrat acum, vă rog să-mi distribuiți live-ul, să ajungă cât mai departe, un elixir, un ceai pentru probleme cu ficatul, pentru ficatul gras sau pentru cine are probleme cu balonări foarte tare. După ce am mâncat, ne-am umflat la burtă și câteodată nici gaze nu putem să dăm, ca asta tot este foarte sănătos. Deci, o floare de păpădie, așa, am aici 2-3 flori de coada șoarcelor, coada șoarcelor este pentru ficat, așa, și o filioară de lămâie, o filioară. Încă o dată, când cumpărați lămâia, întotdeauna toată lămâia, vă stăruiți, sau chiar toate fructele, vă stăruiți înainte să le spălați 2 minute cu bicarbonat de sodiu și vă stăruiți întotdeauna să le spălați cu puțin oțet, măcar 2-3 minute, ca scoateți toate eurile din trânsle, fiindcă noi știm că toate legumele, fructe, mai ales care sunt aduse de peste hotare, care sunt crescute în diferite serii, ca de exemplu Olanda, ele sunt stropite cu un fel de euri, ca ele scoacă mărăbii, chiar și roșii, chiar și castraviețele, chiar și lămâile, chiar absolut tot sunt stropiți. Și vă stăruiți tocmai de asta 2-3 minute și spălați cu bicarbonat de sodiu. Așa. Și în farfioara mea eu îmi pun, deci, o filioară de lămâie. O las cu un tifon, cu un capac, 7-10 minute, apoi acest ceai miraculos pot să-l beau chiar fără zahăr, fără miere, fără zahăr brun. Chiar aici nu ai dreptul să iei zahăr brun. Ia uite ce ai frumos, parcă este mușețel, parcă este de romaniță. Este foarte bun pentru persoanele cine are probleme cu ficatul. Eu vă rog să distribuiți live-ul să ajungă cât mai departe. Este o metodă, este un elixir, este un ceai care mulți din noi nu știu și cu siguranță se confruntă cu balonările, cu probleme cu ficat, cu ficatul gras, cu ciroză la ficat, cu hepatită sau chiar pentru persoanele care suferă cu hepatită. Deci știți că ceaiul de păpădii și ceaiul de flori de coada șoarcelui este perfect pentru ficat. O cană, e suficient să bei o cană, așa de 150 ml, vei vedea cât de bine te disumfli, fiindcă începi să lucrezi digestia mai bine. Florile de păpădie, frunzele de păpădie, ele se vând peste tot, chiar și în formă uscată, chiar și în rădăcină. Este formidabil pentru persoanele care au, deci, cancer la ficat. Ea se vinde și în capsule, chiar așa se numește, pulbere de păpădie, dar vă stăruiți o uscați singură, pe o coală de hârtie albă, apoi o faceți în pulbere și o puneți într-un borcanel de sticlă. Dacă aveți un borcanel de sticlă mai întuneric, deci este perfect, este foarte, foarte bun, cum să o păstrați pe dânsa. Apoi iarna, apoi când tu ai probleme, dar doamne, nu mai ai probleme, da? Cu siguranță îți iei o ceașcă, două pe zi. Chiar poți să-l pui la rece și mâine iar din nou să-l bechi. El este foarte bun pentru ficatul gras. Deci, cu siguranță, este un truc, hai mai bine zis, un tutorial care pentru mulți din voi, cu siguranță nu știți, dar păpădia este formidabil pentru balonări, pentru persoanele care suferă cu ficatul, pentru persoanele care suferă cu ciroza.
Dacă să mă întreb, zidana uscată este bună? Este bună și uscată, este bună și verde, este bună chiar și rădăcina de păpădie pentru dacă suntem bolnavi cu ficat. Încă o dată, mai am aici o semință care să o spun de fiecare dată, care este foarte bună pentru ficat, așa, ciulinul sau se numește rastorușa. Ciulin, semințele de ciulin. Le măcerați, ele se vând și ele în capsule, ele se vând în magazine unde se vând ierburi foarte des, dar la noi și în Republica Moldova și în Ucraina pe dâns sau cresc. Este formidabil pentru detoxifiere. Chiar dacă tu ai grăsime la ficat, fiindcă acest ceai, el te dezbalonează, el îți scoate grăsimea de la ficat, el scoate infecția, virusul de la ficat. Și deci este bun și semințele de ciulin. Armurariu se mai numește, da? Așa, deci perfect. Deci acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Vă doresc sănătate, vă rog să-mi distribuiți, să ajungă cât mai departe. Eu vă doresc cu inimă dragoste, pace în casa voastră și un sfârșit de săptămână cât mai liniștit aici cu voi. Următorul video este hreanul, hrean, tinctură mai bine zis de hrean pentru articulație. Rămâneți aici cu mine, cu siguranță ați vedeți un tinctur în rachiu foarte bun. Uitați-vă și hrean verde am eu pentru cine are problema de articulație. Cu mult drag, prietena voastră, Zidana Ozacuna. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, cu mult drag, în bucătărie la Zidana Ozacuna sau chiar aici pe pagină, îmi distribuiți live-ul, cu mult drag, Zidana. Dar eu vă doresc sănătate. Am să beau o ceașcă mare de ceai de popădie pentru a nu fi bolonat, pentru a dormi noaptea mai liniștit, pentru a avea un somn mai liniștit și mai dulce. Zidana Ozacuna.